Sparta antică este o lume unică în sine, despre care există încă multe legende. La apogeul său, armata spartană era cea mai dominantă și periculoasă forță militară a Greciei antice. Chiar și în zilele noastre avem multe de învățat de la oamenii Spartei. În acest video veți afla cele 6 reguli ale înțelepciunii spartane, care le-au permis acestor războinici să lupte cu atâta înverșunare și să rămână invincibili. Numărul 1. Puterea aspectului exterior. Un măgar îmbrăcat în piele de leu poate fi recunoscut după răgetul său. Spartanii nu numai că erau foarte bine antrenați în luptă pentru a-și menține reputația de conducători formidabili, dar și-au consolidat acest statut printr-o înfățișare exterioară care se potrivea cu puterea lor interioară. Îmbrăcămintea și echipamentul războinicului spartan au funcționat în avantajul său în două moduri. În primul rând, l-au făcut pe soldat să se simtă însuși mai feroce, mai invincibil, mai încrezător. Și în al doilea rând, a băgat frica în dușmanii săi. Puterea înfățișării spartanului slăbea atitudinea inamicului chiar înainte de a începe bătălia și completa imaginea de invincibil care mărșăluia înainte armatei spartane. Gândește-te la aspectul tău, dacă acest lucru atrage sau dimpotrivă îi respinge pe cei din jurul tău. Știi foarte bine că nimeni nu te va iubi la prima vedere pentru bogăția lumii tale interioare. Învață cum să impresionezi prin felul în care arăți. Și nu este vorba doar de un spectacol ieftin pentru a obține aprobarea altcuiva. În zilele noastre, acest lucru deschide multe uși și oferă o mulțime de oportunități. Pentru unii, aspectul exterior devine chiar un ascensor social. Cu alte cuvinte, doar acest lucru îi conduce pe unii oameni spre cele mai înalte culme ale succesului. Aceasta este o înțelepciune care trebuie învățată de la spartani. Fericirea trupească constă în sănătate, iar cea a minții în știință. Numărul 2. Concentrează-te pe obiectivul tău. În lumea modernă poți învăța orice vrei și îți poți schimba direcția de studiu chiar și în fiecare zi. Pe de altă parte, cu această abordare este puțin probabil să poți deveni un adevărat profesionist. Spartanii credeau într-o viață caracterizată de disciplină, negarea plăcerilor și simplitate. În Sparta totul era supus scopului unic de a transforma băieții tineri în războinici desăvârșiți, iar tot ceea ce se opunea acestui scop era îndepărtat. Spartanii învățau doar ceea ce le era cu adevărat util în viață. Toată educația lor a fost aceea de a fi capabil să se supună și să îndure chinuri și suferințe, iar în luptă fie să moară pentru Sparta, fie să se întoarcă acasă victorioși. O astfel de determinare nu i-ar strica omului modern, mai ales acum când există atât de mulți factori în jurul nostru care ne distrag atenția și ajungem într-un punct în care nu ne mai putem concentra absolut deloc și abandonăm într-o secundă lucruri importante pe care ar trebui să le rezolvăm. Această înțelepciune cu siguranță trebuie învățată de la spartani. Mi-aș dori să fiu ucenicul aceluia pe care nu m-ar deranja să-l am ca părinte. Numărul 3. Odihnește-te corect și la timp. Organizați și gestionați timpul acordat activităților astfel încât să aveți timp și de odihnă. Nu trebuie să te omori la nesfârșit în sala de forță. Toată lumea știe că mușchii cresc în timpul odihnei. Nu exagerați cu timpul petrecut peste program la locul de muncă pentru a câștiga toți banii. Da, îi veți câștiga, dar veți pierde în altă parte. Fie timpul pe care l-ați fi putut petrece împreună cu familia, fie sănătatea. Acest principiu poate fi aplicat în orice activitate. Prin urmare, te dezvolți nu doar prin muncă și exerciții epuizante, ci și prin odihnă și relaxare, pe care le uităm adesea. Considerăm odihna și somnul ceva nesemnificativ, deși nu este așa. Pe de altă parte, prea multă odihnă nu are legătură cu spartanii. Orice odihnă implică oricum activitate. Este imposibil să ne imaginăm un spartan modern care stă tolănit pe canapea în fața televizorului. Înaintea bătăliilor, războinicii spartani obișnuiau să-și atenueze frica făcând diverse activități și ritualuri. În momentele de odihnă, soldații își lustrăiau armura și își ascuțeau armele. Totul ar trebui să aibă o abordare structurală și sistematică. A face prea multe sau prea puține lucruri deodată, precum și a face totul prea repede sau prea încet, nu poate duce decât la pierderea motivației și o accentuare a frustrărilor. Țineți oamenii ocupați! Dacă nu există muncă, inventează-o.
pentru că atunci când soldații au timp să vorbească, vorbirea lor se transformă în teamă. Acțiunea, pe de altă parte, produce apetitul pentru mai multă acțiune. Numărul 4. Rezistența este fundamentul puterii. Copiii spartani trăiau în condiții destul de dure, mâncau hrană sărăcăcioasă și uneori erau chiar înfometați. Erau îmbrăcați într-o bucată de pânză și nu aveau deloc încălțăminte, iar cei care supraviețuiau deveneau războinici. Tinerii spartani trebuiau să-și respecte și să-și onoreze nu numai părinții, ci și toate persoanele mai în vârstă, adică să le cedeze locul, calea și să se poarte liniștit în prezența lor. În Sparta antică nu existau săli de forță și nici aparate de fitness. Cu toate acestea, spartanii erau destul de puternici și agili. Fiecare instrument pe care îl aveau la îndemână era folosit pentru antrenament. Acest principiu nu se limitează doar la performanțele sportive. Puteți dedica 10-15 minute din timpul vostru în fiecare zi cititului, învățării unei limbi străine, învățării unei noi meserii și așa mai departe. Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența, prin urmare, nu este un act, ci o obișnuință. Numărul 5. Practicarea stilului de viață ascetic. Cine vrea să trăiască în prosperitate, trebuie să învețe să trăiască în lipsuri. Rații sărăcăcioase, igienă limitată, un pat de stuf, o singură mantie și, bineînțeles, exerciții istovitoare fără sfârșit. Viața spartană era o adevărată serie neîncetată de teste de anduranță. Noi astăzi trăim într-o lume a abundenței și într-o societate de consum în care putem obține tot ceea ce ne dorim dacă avem bani. Iar dacă nu avem, putem obține un împrumut în 15 minute și putem deține obiectul mult dorit. Capacitatea de a ne bucura și de a fi recunoscători pentru ceea ce avem, de a evita excesele alimentare, distracțiile fără sfârșit, de a ne limita în cumpărarea hainelor, este un alt lucru pe care ar trebui să-l învățăm de la spartani. Oamenii nu s-ar simți mai bine dacă le-ar fi îndeplinite toate dorințele. Numărul 6. Vorbește și gândește laconic. Ascultă mai mult și vorbește când se cuvine. Spartanul astăzi este sinonim cu simplitatea, rigoarea și asceza. Principiul mai puțin înseamnă mai mult se aplică și discursului spartanilor. Aceștia aveau o abordare minimalistă a discursului, adică vorbeau succint. Obișnuiau să vorbească doar atunci când informația era cu adevărat importantă și chiar și atunci discursul trebuia să fie scurt, clar și la obiect. După cum spuneau chiar spartanii, cuvintele lor trebuie să fie ascuțite la fel ca o suliță de luptă înainte de campanie. Să faci lucruri mari fără să promiți lucruri mari. Capacitatea de a-ți exprima gândurile în mod clar și concis a fost una dintre abilitățile cheie în Sparta. Începea să fie studiată încă de la vârsta de 7 ani. Exact acest lucru ne lipsește acum în lumea modernă. Astăzi, majoritatea oamenilor întâmpină mari dificultăți în a-și exprima gândurile și emoțiile. Nu ar fi deloc rău dacă am avea astăzi în școli, în programa obligatorie, cursuri de artă oratorică. Ceea ce este limpede gândit se exprimă cu claritate. Există o legendă potrivit căreia Filip al II-lea, tatălui Alexandru cel Mare, le-a trimis spartanilor următorul mesaj: dacă intru în Sparta, o voi șterge de pe fața pământului. La care spartanii i-au răspuns cu un singur cuvânt: dacă. Taci atâta timp cât nu poți spune mai mult decât tăcerea.